Ei din Statele Unite ne spuneau că noi europenii suntem mult înaintea lor pe partea de protecția mediului. Conform standardelor, noi trebuie să reciclăm. Colectare selectivă, reciclare și protecția mediului este o obligație pe care o avem că suntem parte din Comunitatea Europeană. Nu ne e deloc ușor să ținem taxa zero la gunoi. Standardele europene spun și regulile europene că poluatorul trebuie să plătească. Mulțumim Consiliul General că au fost de acord cu noi și au îmbunătățit regulamentul și strategia de salubritate pe București, conform căreia ne dă voie să finanțăm o parte din taxa de gunoi cu condiția să reciclăm. N-am venit aici că vreau să vă spun că reintroducem taxa de gunoi. Ba, dimpotrivă, sunt aici să vă spun că lupt în continuare ca să n-avem taxa de gunoi așa cum e acum. Trebuie să conștientizăm necesitatea colectării selective a gunoiului. Anul ăsta avem obligația să reciclăm 30%, anul viitor 35%, anul celălalt 40% și tot așa, fără o implicare din partea fiecăruia dintre noi, nu reușim. În consecință, în perioada următoare, o să vă comunicăm în ce fel și ce trebuie să facem pentru a îmbunătăți nivelul de reciclare. Dacă în sectorul 3 cineva vă cere bani pentru gunoi, dați-i afară că sticăloși. Cu ce vă mai pot ajuta este să vă dau document oficial din partea primăriei că în sectorul 3 Rosal are obligația contractuală să colecteze gunoiul gratuit. Mai mult decât atât, ce pot să fac? Președinții și administratorii nu-i alegem noi și nu-i schimbăm noi, ci dumneavoastră. Primăria sector 3 n-a plătit de când sunt eu primar și e taxă zero, n-a plătit niciodată niciun leu pentru gunoi. Am avut în Alea Țăndărei, unde e stația de autobuz 102, unde s-a făcut penimarketul, am avut 3 containere de reciclare. Da? Acum un an jumate, cred, au dispărut. A dispărut. Da. Veți face niște sisteme de colectare? Sau mă duc cu pungile unde? Acele clopote din plastic. Acele containere din plastic care erau sau ce? Formă de clopot, acela. Așa. Noi le-am scos. Așa. Pentru că aveam mari probleme cu niște suedezi care veneau să care nu doar veneau să le fure, ci făceau dezastru în zonă. Le mai și răsturnau ca să încarce mai repede. Și tot așa. În locul lor, în cele mai multe zone, am făcut pubelele îngropate. Trebuie să continuăm acest demers pentru că este soluția corectă, ca să nu mai poată să intre și să ne facă probleme.